Bine v-am regăsit! Suntem la ultimul material despre căldură din acest playlist, pentru că, așa cum am anunțat și în ultimul clip de mecanică, acest playlist va fi înlocuit de altele care vor fi dedicate fie teoriei, mai ales în formă de cursuri, fie problemelor. Pentru că, în acest fel, fiecare va putea să găsească mai ușor ceea ce îl interesează. Să începem atunci cu răspunsul la întrebarea de data trecută. Era vorba despre două căni cu cafea, cafea foarte fierbinte, tocmai preparată, cât se poate de fierbinte, și întrebarea spunea că în prima cană adăugăm de la început, imediat după ce am preparat cafeaua, lapte și zahăr, iar în a doua, abia după ce trece un anumit interval de timp. Am zis data trecută 10 minute, acum mi se pare cam mult pentru două cafele mici, dar să zicem că avem două căni mari de cafea, cu cafea, și au de unde să piardă căldură. Deci după 10 minute adăugăm și în cana a doua aceleași cantități de zahăr, respectiv lapte. Și întrebarea era, după ce am terminat aceste operațiuni, care cană va conține cafea mai caldă? Ca să putem răspunde la întrebare, trebuie să știm ceva, și anume că atunci când un corp mai cald decât mediul înconjurător pierde căldură, și pierde dacă nu izolat, căldura pe care o pierde corpul într-un anumit interval de timp, am putea să-i spunem viteza cu care corpul pierde căldură, depinde, printre altele, dar în mare măsură, de diferența de temperatură dintre corp și mediul în care se găsește. Cu cât diferența de temperatură e mai mare, cu atât corpul va pierde mai multă căldură într-un anumit interval de timp. De fapt, acesta este principalul motiv pentru care, dacă vrem iarna să avem în interiorul casei, să zicem, 27 de grade Celsius, vom plăti mult mai mult gaz metan decât dacă ne mulțumim cu 22, să zicem, de grade Celsius. Deci, în primul rând, plătim mai mult din cauza pierderilor de căldură și nu din cauza că e mai cald, ci din cauza că atunci când în casă avem 27 de grade Celsius, pierderea de căldură în 24 de ore, să zicem, va fi mult mai mare decât pierderea de căldură în cazul în care avem doar 22 de grade în interior. Și acum să revenim la cafea. Când adăugăm zahăr și lapte în prima cană, temperatura scade. Obținem cafea cu temperatura mai scăzută, un amestec cu temperatura mai scăzută. Cealaltă cană, în schimb, a rămas cu temperatura pe care a avut-o când am obținut cafeaua, când am preparat cafeaua. Asta înseamnă că în următorul interval de timp, în 10 minute, cana a doua va pierde mai multă căldură, pentru că e mai caldă decât cealaltă cafeaua din interior. Are temperatura mai mare. Și după ce o să adăugăm peste 10 minute și zahărul și laptele, din nou va scădea un pic temperatura, și pentru că per total pierderile de căldură în cazul celei de-a doua căni sunt mai mari decât în cazul primei căni, înseamnă că în prima cană, după ce am terminat tot ce avem de făcut, temperatura va fi mai ridicată. Acolo vom avea cafea cu temperatura mai ridicată. Și acum să vedem rezolvarea problemei propuse data trecută. Să vedem textul problemei. Un gaz închis într-un cilindru cu piston își mărește temperatura cu 20% și își micșorează volumul cu 10%. Cu ce procentaj crește presiunea lui? Este deci vorba despre două stări. Cele două stări diferă prin toți parametrii. Deci putem spune că de fapt gazul trece din starea întâi în starea a doua, într-o transformare generală.
și să scriem ce ne spune problema în relații matematice. Întâi, temperatura crește cu 20%. Asta înseamnă că putem scrie că temperatura T2 este 120 supra 100 ori T1. Asta înseamnă că a crescut cu 20%. Apoi, volumul se micșorează cu 10%. Atunci putem scrie că V2 este 90 supra 100 ori V1. Pentru că asta înseamnă că s-a micșorat cu 10%, înseamnă că a rămas 90% din cât era inițial. Și trebuie să calculăm cu ce procentaj crește presiunea gazului. Ca să calculăm procentajul, trebuie să calculăm așa numita variație relativă a presiunii. Variația relativă a presiunii este P2 minus P1 supra P1. Deci asta se numește variația relativă a presiunii și dacă o înmulțim cu 100, atunci obținem procentajul. Cu ce procentaj a crescut presiunea? Asta ne întreabă problema, asta trebuie să calculăm. Putem să scriem ecuațiile termice de stare pentru cele două stări. Pentru starea întâi avem P1 ori V1 este egal cu nu R T1 și pentru starea a doua avem, evident, P2 ori V2 este egal cu nu R T2. În a doua relație, în a doua ecuație, putem să înlocuim expresiile lui, putem să le înlocuim pe parametrii T2 și V2, îi putem înlocui cu expresiile lor. După ce facem niște simplificări, obținem P2 ori V2, aici se simplifică cu 10 și avem 9 pe 10 V1, trebuie să fie egal cu nu ori R, și aici se simplifică cu 20 și avem 6 pe 5, 6 pe 5 T1. Deci, a doua ecuație de stare se poate scrie în acest fel. Mai scriu o dată sub ea, prima ecuație termică de stare, P1 ori V1 este egal cu nu R T1. Ei, dacă împart aceste două relații, se simplifică o grămadă de lucruri. V1, nu, R, T1. Și obținem următoarea relație. P2 supra P1, pentru că nu uitați, am împărțit cele două ecuații, înmulțit cu 9 pe 10, este egal cu 6 supra 5. Ceea ce înseamnă că P2 supra P1 este egal cu 6 supra 5 înmulțit cu 10 pe 9. Aici se simplifică cu 3, rămâne 2, aici 3, aici se simplifică cu 5, rămâne 2 și găsim că P2 supra P1 este 4 supra 3, ceea ce înseamnă că P2 este 4 pe 3 pe 1. P2 este 4 pe 3 înmulțit cu P1. Deci presiunea în starea a doua a crescut cu o treime față de presiunea din starea întâi. Și acum, pentru că avem aceste relații, această relație între presiuni, ne putem întoarce la ceea ce ne cere problema. Adică la procentaj, procentajul cu care a crescut presiunea. P2 este 4 pe 3 pe 1, înlocuiesc în această relație, 4 pe 3 pe 1, minus P1, supra P1. Dacă dau factor comun pe 1, pe 1 se simplifică, 4 pe 3 minus 1 este 1 pe 3 și înseamnă
ceea ce am spus și mai înainte, că variația relativă este 1 pe 3. Și dacă vreau să găsesc procentajul, mai trebuie să înmulțesc cu 100. 100 supra 3 este 33,3. Deci răspunsul este că presiunea gazului a crescut cu 33,3% aproximativ. Să mergem mai departe. Să vedem întâi textul problemei. Într-un tub de sticlă închis la un capăt se găsește o coloană de mercur cu lungimea H egal cu 19 cm. Când tubul este în poziție orizontală, lungimea coloanei de aer închisă în tub este L1 80 de cm, iar când tubul este în poziție verticală, cu gura în sus, lungimea ei este L2 63,6 cm. Presupunând că suntem la o altitudine mică, nu mult peste nivelul mării, cum va fi vremea în următoarele ore? Și problema mai spune că presiunea atmosferică normală, măsurată în tori, adică în milimetri coloană de mercur, este P0 egal cu 760 de tori. Întrebarea este, deci, cum va fi vremea în următoarele ore? Ce legătură are oare asta cu datele problemei? Am arătat într-un clip anterior, care se referea tot la capitolul de căldură, că presiunea aerului, presiunea atmosferică, depinde de umiditate, printre altele, depinde și de umiditatea aerului. Și anume, când aerul este umed, presiunea scade. Presiunea scade pentru că în locul unor molecule mai grele, oxigen, respectiv azot, avem molecule de apă. Asta înseamnă că aerul este umed, conține apă. Iar molecula de apă e mai ușoară și decât molecula de azot și decât molecula de oxigen. Și de aceea aerul umed e mai ușor decât aerul uscat și produce o presiune mai mică. Deci, de fapt, ceea ce vrem să calculăm este presiunea atmosferică. Și comparând valoarea presiunii atmosferice cu presiunea atmosferică normală, vom vedea dacă aerul este umed sau dacă este uscat. Dacă presiunea atmosferică în acel moment este mai mică decât presiunea atmosferică normală, înseamnă că urmează ploaie, pentru că aerul este încărcat cu umiditate. Dar dacă presiunea atmosferică este mai mare decât presiunea atmosferică normală, înseamnă că aerul este uscat, n-are de unde să vină ploaie, înseamnă că urmează timp frumos în următoarele ore. Așa că ceea ce trebuie să calculăm este presiunea. Presiunea aerului, presiunea atmosferică, în momentul la care se referă problema noastră. Problema este interesantă pentru că ne arată că putem să măsurăm presiunea atmosferică și fără să avem un barometru cu o scală etalonată. Deci și fără să citim direct presiunea pe o scală. Putem doar să citim două lungimi ale unei coloane de aer, așa cum facem în această problemă, și să găsim cât este presiunea atmosferică. Să vedem cum. Să scriem întâi datele problemei. Avem o coloană de mercur cu lungimea H egal cu 19 cm, care se găsește într-un tub de sticlă. Și atunci când tubul este în poziție orizontală, aerul închis în tub, închis de coloana de mercur, are lungimea, coloana de aer are lungimea L1, 80 de centimetri. În schimb, dacă întoarcem tubul cu gura în sus, atunci mercurul va apăsa pe aerul închis în tub și lungimea coloanei de aer devine L2, 63,6 cm. Și problema mai spune că presiunea atmosferică normală exprimată în tori, adică în milimetri coloană de mercur, are valoarea P0 egal cu 760 de tori.
sau milimetri coloană de mercur. Să vedem cum putem afla cât este presiunea atmosferică, doar măsurând cele două lungimi ale coloanei de aer și cunoscând lungimea coloanei de mercur. Pentru asta trebuie să ne punem întrebarea ce fel de transformare suferă aerul din tub atunci când întoarcem tubul cu gura în sus. Păi suferă o transformare izotermă, pentru că volumul se modifică din moment ce se modifică lungimea coloanei de aer și presiunea se modifică și ea, de fapt, tocmai din cauza asta se modifică și volumul, așa că singurul parametru care nu se modifică este temperatura. Și într-o transformare izotermă avem legea P ori V egal constant. Deci produsul dintre presiune și volum nu se modifică, este constant atunci când trecem dintr-o stare într-alta printr-o transformare izotermă. Când tubul este în poziție orizontală, atunci presiunea din interiorul tubului, adică a aerului închis, închis de coloana de mercur, este egală cu presiunea, presiunea atmosferică, presiunea pe care vrem să o calculăm, pe care să o notăm cu P. Deci presiunea are valoarea P, deci vorbesc despre aerul închis în tub. Iar volumul are valoarea S ori L1, secțiunea tubului înmulțită cu lungimea coloanei de aer, nu? Am un cilindru și volumul cilindrului este area bazei ori lungimea. Când tubul este în poziție verticală, atunci presiunea va fi alta. Cât va fi presiunea? Când am două gaze despărțite de o coloană de lichid care se poate mișca liber, atunci presiunea în gazul de sub coloana de lichid este mai mare decât presiunea de deasupra acestei coloane cu presiunea hidrostatică a coloanei de lichid, care se măsoară cu formula ρgh. Înseamnă că, în al doilea caz, presiunea va fi P, adică presiunea de deasupra coloanei de mercur, adică presiunea atmosferică, plus ρgh. Ρ fiind densitatea mercurului, G mic fiind accelerația gravitațională și H fiind lungimea coloanei de mercur. Iar volumul este S ori L2. Evident, nu? Tot un cilindru a rămas, dar s-a schimbat lungimea, secțiunea a rămas aceeași. Legea transformării izoterme spune că produsul dintre P și primul volum trebuie să fie egal cu produsul dintre P plus ρgh și al doilea volum, ceea ce înseamnă că obținem următoarea relație. P ori S ori L1 este egal cu P plus ρgh înmulțit cu S ori L2. Și ecuația se poate imediat împărți la secțiunea tubului, care nu are nicio relevanță pentru problema noastră, după cum se vede. Și atunci am mai departe așa, P ori L1 este egal cu P ori L2 plus ρgh ori L2. Sau P pe lângă L1 minus L2, nu? Dacă duc termenul acesta în stânga, este egal cu ρgh înmulțit cu L2. Ceea ce înseamnă că P, presiunea atmosferică, cea pe care vrem să o găsim, este ρ ori G ori H înmulțit cu L2 supra L1 minus L2. Am găsit o expresie pentru presiunea pe care o căutăm, în care apare și produsul ρgh. Și acum trebuie să observăm ceva, că presiunea atmosferică normală este 760 de tori, adică 76 de centimetri de coloană de mercur. Pentru că torul înseamnă milimetru coloană de mercur.
și 760 de milimetri înseamnă 76 de centimetri. Iar noi avem 19 centimetri coloană de mercur. Dar 19 este a patra parte din 76. 76 împărțit la 19 este 4. Și înseamnă că presiunea coloanei de mercur, ρGH, este un sfert din presiunea atmosferică normală. Este pe 0 supra 4. Deci, presiunea hidrostatică a coloanei de mercur din tubul nostru este, evident, atunci când tubul este în poziție verticală, despre asta vorbim, este un sfert din presiunea atmosferică normală. Și atunci putem să scriem această relație în felul următor. P este egal cu P0 supra 4, este presiunea coloanei de mercur, ori L2 supra L1 minus L2. În final, P va fi P0 înmulțit cu L2 supra 4 pe lângă L1 minus L2. Dacă veți face calculele pentru valoarea acestei fracții, o să vedeți că obțineți aproximativ 0,97. Ceea ce înseamnă că presiunea atmosferică pe care o calculăm este 0,97 din presiunea atmosferică normală, sau P este 97% din presiunea atmosferică normală, adică este mai mică, cu 3%, și asta este foarte mult dacă ne referim doar la variația care apare din cauza umidității, ceea ce înseamnă că aerul este foarte umed și pentru că problema spune că suntem la o altitudine mică, nu putem spune că această valoare mică a presiunii este din cauza altitudinii, din cauza că am fi sus, ci este din cauza că aerul este foarte umed și asta înseamnă că în următoarele ore cu siguranță vom avea ploaie, poate chiar furtună. Acesta este răspunsul la problemă și acum să trecem la ultima parte. În ultima parte vreau să discutăm un pic despre energia internă a unui gaz ideal. Moleculele unui gaz ideal au numai energii cinetice. Și aceasta pentru că între moleculele unui gaz ideal nu se exercită forțe. Atunci când ele se găsesc la distanță una de cealaltă, nu avem nici forțe de atracție, nici de respingere între ele. Și dacă nu avem forțe, nu putem avea nici energii potențiale. Și atunci energia internă a unui gaz ideal se definește ca fiind suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor gazului respectiv. Și știm că se poate calcula cu formula U este egal cu nu ori CV ori T, unde nu este numărul de moli, CV este căldura molară la volum constant și T este temperatura gazului despre care vorbim. Această formulă ne arată că energia internă depinde de temperatură. Bineînțeles că depinde și de câte molecule sunt, evident, dar depinde de temperatură, este funcție de temperatură. Foarte important să reținem acest lucru. De fapt, în scara Kelvin, temperatura este proporțională cu energia internă. Acum, care este semnificația fizică a acestei energii interne? Dacă ea este suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor,
înseamnă că ea se poate scrie ca fiind energia cinetică 1 plus energia cinetică 2 plus energia cinetică 3 plus așa mai departe de N ori. N mare fiind numărul total de molecule. Dar această sumă se mai poate scrie și U este egal cu N, numărul de molecule, înmulțit cu energia cinetică medie. Deci pot să calculez energia cinetică medie a moleculelor și dacă înmulțesc acea valoare cu numărul moleculelor, găsesc energia internă a gazului despre care vorbim. Însă această energie cinetică medie se poate calcula ca orice energie cinetică cu formula M0, M0 fiind masa unei molecule, că aici vorbim despre energiile moleculelor, înmulțită cu viteza la pătrat medie supra 2. Această viteză la pătrat medie se numește viteză pătratică medie. Deci există o viteză pătratică medie care ne permite să calculăm energia cinetică medie. Și odată ce știm energia cinetică medie și o înmulțim cu numărul total de molecule din gaz, găsim energia internă a gazului. Asta înseamnă că putem calcula energia internă ca fiind produsul dintre N, numărul moleculelor, și energia cinetică medie, M0 ori viteza pătratică medie supra 2. Radical din viteza pătratică medie este ceea ce se numește viteza termică. Viteza termică a moleculelor. Și acum să ne imaginăm că moleculele nu se mai mișcă una față de cealaltă. Am reușit să le oprim. În schimb, am introdus gazul într-un recipient care se mișcă tot cu o anumită viteză, așa cum vedeți în desen. Și în acest caz avem o energie, energia cinetică. Gazul are energie cinetică. Câtă? Energia cinetică este mv pătrat supra 2, unde m este masa gazului. Și acum să punem condiția ca această energie cinetică să fie egală cu energia internă. Cu energia internă. Să mai observăm că produsul N dintre N și M0 este de fapt masa gazului. Pentru că N este numărul de molecule și M0 este masa unei singure molecule. Și dacă înmulțesc masa unei molecule cu câte sunt, simt masa gazului, adică M din formula de aici. Și atunci, dacă pun această condiție ca energia cinetică să fie egală cu energia internă, găsesc că M ori viteza pătratică medie supra 2 trebuie să fie egal cu M ori V pătrat supra 2. O ecuație care mi-arată ceva foarte important și interesant în același timp. Și anume că dacă vreau ca energia cinetică a gazului atunci când am oprit moleculele din mișcarea dezordonată, când se mișcă toate la fel. Dacă vreau ca această energie cinetică să fie egală cu energia internă a gazului atunci când moleculele se mișcau dezordonat, viteza pe care trebuie să o aibă toate moleculele, nu? Toate au aceeași viteză acum când se mișcă ordonat împreună, este de fapt viteza termică a moleculelor care se mișcau dezordonat. Și atunci putem interpreta energia internă ca pe o energie cinetică ascunsă. Adică în loc să se miște toate moleculele împreună, tot gazul sau corpul în general, cu o anumită viteză, viteza termică, avem o mișcare dezordonată a moleculelor și energia cinetică a tuturor moleculelor când se mișcă dezordonat, este egală cu energia cinetică a lor când se mișcă ordonat, toate cu aceeași viteză, cu viteza termică. Deci, încă o dată spun, energia internă
este energie cinetică ascunsă. În loc să se miște moleculele toate împreună într-o anumită direcție, adică tot corpul din care fac parte, avem o mișcare dezordonată a moleculelor, dar energia cinetică este aceeași. Deci, dacă ne gândim la gazul ideal în care moleculele se mișcă dezordonat, avem energie internă care se calculează cu formula nu ori CV ori T. Dacă acum toate moleculele se mișcă împreună, ordonat, cu aceeași viteză și nu se mai mișcă una față de cealaltă, atunci avem energie cinetică egală cu mv pătrat supra 2. Iar dacă punem condiția ca această energie cinetică să fie egală cu energia internă, am văzut că găsim că viteza cu care trebuie să se miște moleculele împreună este de fapt viteza termică a moleculelor. Așa că cele două relații ne permit să calculăm viteza termică. Și anume, nu ori CV ori T este egal cu mv pătrat pe 2, dar masa este numărul de moli înmulțit cu masa molară și atunci am de două ori nu ori CV ori T este egal cu nu ori mu ori viteza la pătrat. Ecuația se poate împărți la nu și găsesc că viteza la pătrat va fi 2 CV ori T supra mu. Ei, în cazul unui gaz monoatomic, CV este 3 pe 2 R. Și atunci viteza la pătrat va fi 2 cu 2 se simplifică, 3 R T supra mu. Ceea ce înseamnă, acum, dacă extragem radicalul, că viteza termică a moleculelor este radical din 3 R T supra mu. Și am reușit să deducem formula vitezei termice a moleculelor, făcând această comparație între cazul în care moleculele se mișcă dezordonat și cazul în care s-ar mișca toate împreună cu aceeași viteză, fără a se mai mișca una față de alta. Concluzia este că, încă o dată spun, energia internă este de fapt energie cinetică ascunsă. Corpul nu se mișcă, dar moleculele lui se mișcă și din această cauză avem energie cinetică ascunsă și aceasta se numește energie internă. La revedere!